Hai să spunem recapitulare, nu? Se scuze, se e subiect. Da, pentru evaluarea matemată. Așa. Subiectul 2 și 3. Evaluare națională. Bun. Porne. Și facem doar subiectul 2 și 3 de la o evaluare din așa. Așa, zis. Da? 2 și 3. Bine. Subiectul 2.1. Dar punctul 1 desenați pe foaie de examen o piramidă. Asta nu facem. Punctul 2. Un elev. Deci punctul 1 era desenați o piramidă, da? Da, desenați o piramidă. Triunghiulară regulară. Triunghiulare. Regulare. Apropo de asta, o piramidă triunghiulară înseamnă baza unui triunghi regulată, e vorba de un triunghi echilateral. Există deosebire de piramide triunghiulare regulată și de traiectorie? Da, de traiectorie toate congruente și ea numai... toate fețele triunghiului echilaterale, iar asta are numai baza triunghiului echilateral. Da? De traiectru, pe orice față l-am întoarce, l-am înroti, l-am prostobări, totdeauna va fi o piramidă triunghiulară regulată. Da. Asta e numai o singură variantă. Doi. Un elev cumpără 10 cărți de literatură și de matematică. El plătește 9 lei pentru o carte de literatură și 7 lei pentru o carte de matematică. Plătind astfel 76 de lei. Câte cărți de matematică a cumpărat elevul? Deci, încă la câte un elev cumpără 10 cărți. 10 cărți. De literatură și matematică. Cărți. Literatură. Și matematică. El plătește 9 lei pentru o carte de literatură. Deci 9 lei. Și 7 lei pentru o carte de matematică. Da, pe bucată, pe bucată. Și 7 lei pe bucată de matematică, da? Da. Cheltuind astfel 76 de lei. Total 76 lei. Câte cărți de matematică au cumpărat elevul? Deci cumpără în total 10 cărți. Da. Pe care dă 76 de lei. Fiindcă o bucată costă 9 lei de matematică, de literatură și 7 de cealaltă, câte sunt de literatură și câte sunt de matematică? Da. Nu există un număr fix. Există mai multe proprietăți, nu? Nu. Încercăm să înțelegem problema și să o punem în niște relații matematice. Dacă și dacă așa se scriem ca și fiind de cât din 9, cât de 7, ca să vedem plus cât mai e. 7, 6 încercăm să scriem ca 9K plus 7M. 9K plus 7M. 7, deci prin K ce înțelesul? Câte cărți de literatură? Așa. Deci o dăm cu X, hai zicem. O dăm cu X numărul cărților de literatură și cu Y numărul cărților de matematică. Care ar fi prima relație? Pe așa. X plus Y egal cu 10, că sunt în total 10 cărți. Și o altă relație? X plus Y egal cu 76? Adică X, cu X am notat numărul de cărți de literatură, cu Y numărul de matematică. Adunăm 3 cărți de matematică și cu 5 de literatură. Nu, și face lei.
recupere? Nu poți să fie așa. 9x plus 7y egal... Adică ce spui tu? Adică cât de cărți de literatură... Ori prețul pe bucată, deci 9 ori x plus... 7 ori y. 7 ori y. Adică asta, asta înseamnă cea de-a doua relație. Deci 9 ori x, că 9 ori e o singură bucată, cât ori fi la banca 9 ori x, plus 7 ori y, egal cu 76. Așa da. Nu, că nu vreau să trec mai departe. Mă interesează aici partea cea mai importantă. De acum rezolvarea în sine nu e problemă. Povestea era cum traducem informația pe care o dă autorul în două relații. E vorba de formare un sistem. X, numărul de literatori, Y. Aici în luna ai avut o slăbiciune, că aveai decât să încerci, încercări, să numele. Da? Deci, uitați ce, informația că 10 cărți în total. Deci numărul total 10. Notăm cu X și cu Y, de acum rezolvarea de petru lasă o treabă singură. Punct. Nu mai pun să o pare. Fac asta, e treabă singură. Metoda substituției reducere. Cum să nu făcut? Metoda substituției, metoda reducere. Simplu. Da. Bun. Subiectul 3. O persoană are o sumă S de bani. Yes. Aici e 3. Tot la pieză 2. Da. O persoană are o sumă S de bani. S mari. S mari. În prima zi cheltuiește 30% din sumă. Deci în prima zi 30% din sumă. Din? Yes. A doua zi cheltuiește 40% din sumă. 40% tot din sumă. Da. Din? Yes. Iar în a treia zi cheltuiește 1 pe 4 din sumă. O pătrime din yes. Poate să din yes, nu din rest. Nu, din yes. Așa. A. În ce zi cheltuiește cel mai puțin persoana respectivă? Deci, în ce zi? Cheltuiește, deci, care este aminu, prima ziua, care este ziua când cheltuiește cel mai puțin. Cel mai puțin. În a treia zi. A treia zi. Cum ți-ai dat seama? Păi prima e 6x20. Adică, așa am făcut. Bine, prima e 30 din x, a doua e 40 din s și asta e 25 din s, cum ar fi. 1 pe 4, nu? 25 din s. Da? 25%. Dar e de acolo chestia asta, nu știu, am făcut-o 6 pe x pe 20, m-am dus toată aceea cu metodă și... Nu dat care e mai mare, care e mai. Deci, practic, 30% din yes înseamnă egal cu 30 pe 100 ori yes. Care înseamnă 3 pe 100, 10 yes, în prima zi. În a doua zi. 40 mai ia la 100 din yes înseamnă 4 pe 10, adică 2 pe 10, lași așa, da? 4 pe 10 din yes. Iar a treia zi, deci prima zi, a doua zi, a treia zi, înseamnă o pătrime din 1 pe 4 din yes, înseamnă adi. 1 pe 4 ori yes. 1 pe 4 ori yes, da? 1 pe 4 ori yes. Și ca să le aduci cât de cât la forma asta de exprimare... E... 5 yes pe 20. Deci ai mulțit cu un 5, ca să ai numitorul 20, deci ar fi 5... Ai mulțit, am fi și numărul și numitorul, da? 5 yes. Pe 20. Și atunci simți nevoia să ai aceeași numitor peste tot. Deci eu se mulțește aici cu 2. Și aici cu 2. Și asta înseamnă 6 yes pe 20. 19
8 ies pe 20. 5 ies pe 20. Cel mai puțin? A treia zi. Deci ce trebuia făcut aici? Lumea asta? Nu, este și ce trebuia făcut? Trebuia să înțelegi ce înseamnă atât din procentul, atât dintr-o sumă. Se mulțește, practic, 30%, ca să înseamnă 30%, 30%, am mai vorbit de asta. Am vorbit aici despre acea relație care trebuie să vă aveți în minte tot timpul, anume, pe la sută din X, din X, egal cu Y, pe la sută din X egal cu Y, se scrie de fapt așa, P supra 100 ori X egal cu Y. Asta e relația de bază și în legătură cu relația asta putem avea foarte trei probleme. Două din ele sunt cunoscute și avem pe treia. O primă problemă. Știm P la sută și X-ul. Rezultă Y-ul. Foarte simplu. Deci două înlocuim P la sută și X-ul și aflăm Y-ul. Concret. 30% din 9 lei, cât înseamnă Maria? Egal cu? Faci 30 pe 100 ori 9. Simplificăm aici, faci 3 ori 9, 27. 10. Ca exemplu, 2 lei 70. Da? Deci 2%, 2,7 lei. 2,73. Asta înseamnă. O altă problemă. Știm P la sută și pe Y știm. Adică 3, și atunci la un fix. Și problema este așa. Știm că 10% dintr-o sumă, din S, deci 10% din IS, adică din X, la fel, noi, egal cu 5. X-ul egal cu 5. Și atunci tu scrii. 10 spre 100 din 10 spre 100 ori X. Adică 1 pe 10. 1 pe 10 ori X egal cu 5. Adică X egal cu 50. X egal cu 50, da? Rapid facem asta. Și, în sfârșit, știm și pe X pe Y, ca a treia variantă, și aflăm de pe la sută. Da? Știm și pe X pe Y și aflăm de pe la sută. În relație mă gândim pe X și pe Y și știm, aflăm procent. Bun. Și la P, persoanei îi rămân 100 de lei după cele 3 zile. Restul e egal 100. Rest? După ce o cheltuie cele 3 zile, restul e egal 100. Care a fost suma? Ce sumă a avut inițial? Care a fost suma. Care a fost suma? Cine vorbește? Marian. Adunăm trebuie direct la cheltuieli și trebuie să... Și le avem baftă că le-am și așezat cu același unitor. Deci, avem suma totală, suma cheltuită. Zice, suma cheltuită. Este 6 ies pe 20 prima zi plus 8 ies pe 20 plus 5 ies pe 20 facem în total 19 ies pe 20. Așa a cheltuit 19 ies pe 20 a cheltuit în cele 3 zile. Și a mai rămas? Și a mai rămas 100 de lei. Trebuie să aflăm suma. 19 plus 100 așa. Egal cu X. Egal cu? Yes. Yes. X ca yes. Păi yes. Nu. Așa e. Nu-i totul.
Păi mai, dacă nu ai lucrat în ies, în ies, în ies, egal cu suma totală, da? Deci, eu să spunem, 19 ies pe 20 plus 100 de lei, egal cu suma totală. Și acum? Amplificăm pe 20, 100 pe S20. 20 cu 20. 20 X egal cu 2000. Și vine 19 S plus 2000 egal cu 20 S. Da, S egal cu 2000. S, rezultă S egal cu 2000. Ați mai făcut problema și altă? Deci a fost vorba de faptul că am gândit că adăugăm suda aceea și sau altfel, suda egal cu suma totală minus 19 ies pe... Da, sau 1 ies pe 20, sau... ce e cu 1 pentru de la 19 până la 20, ca să facem 3 cu suma totală, înseamnă că se lipsește 1 pe 20. 20 ies. Deci 1 pe 20 din ies egal cu 100. Deci ar fi fost, cine observă foarte bine, dar este rezultatul scăderii. Din ies scădem pe 19. Pe 20 ies, înseamnă că 1 pe 20 ies egal cu cine? Cu 100. De unde iesul va fi egal cu 100 ori 20, facem 2000. Da? Și iată că problema este rezolvată. La subiectul ăsta al doilea, ce dificultăți ați avut? Hai să trecem un pic, cred că unul trece trei. Ce dificultăți? Unde vi s-a părut dificil? Ce n-ați fi făcut? Hai să recunoaștem. Spune, noi n-aș fi făcut ce? Vă spunem, nu a fost foarte ziua asta. Bă, da, nu, la 100, la 3, profesor. Păi nu, mă întrebai de tot subiectul. Nu, subiectul ăsta. Aaa, la tot subiectul. 1, 2 și 3, trec și mă repistă. Da? Ei, s-a lăsat și dimențios. Nu făcea subiectul 2? Păi da, nu sunt. Să rămâna, sunt în lecție, doamna Irina. Am văzut o parte din film, așa, câteva secvențe. E minunat, e minunat. Și pur și simplu... Neapărat, abia aștept să arunc acasă, în jur de ora nu ajung și fie rulat. Cu drag, cu drag, așa fac. Să arăt mai mult pentru voastră, nu m-ați deranjat. La revedere. Așa. Spuneam, ce trebuie să... Ce l-ați făcut? La subiectul 1, nu făcea sistemul ăsta, nu ca tehnică de lucru, nu-l formulați. Deci ați spăguit-o un pic. De ce să nu spunem pe cea de-aia? Poate mai târziu revenați. Exact. Așa mă gândesc și eu. Nu la prima citire nu, și până îți lasă deoparte și mă întorc și trebuie să-l fac. Aici cu 30%, 40%, un subiectul 2, ăsta a fost cu cărțile, nu? Și acum 6, așa. Și desenați la ce e o banalitate. Subiectul ăsta 30-40%, asta trece la miezul problemei, știința asta, pentru să spuneați în orice împrejurare. Deci nu a fost deloc dificil, zice. Să vedem ce avem la subiectul 3. De 5 puncte, mama, la fiecare să dă. Nu mai trebuie probleme cu subiectul 2? Da, mai sunt. Nu s-a terminat subiectul, doar că sunt parul. Da, dă pagina aici. Nu nimic, aș face ceva mai greu. Am făcut ceva mai greu. Așa. Facem ceva mai greu. Adică nu e greu. Că nu e mai vorbit, eu vă dau subiectele. La subiectul 3 aici? Da, subiectul 4, că... Subiectul 4, că 1, 2, 3 n-am făcut. Așa, al 4, da. Deci, în calculul lui ies... Subiectul 2, e exemplu 4. E ieșit în 4. E de x egal cu... E de x egal cu... x minus 2 la pătrat. X minus 2 totul la pătrat. Minus 2 pe lângă x minus 2, pe lângă x plus 1. Minus 2
2 egal pe x plus 1. Plus x plus 1 la pătrat. Plus x plus 1 la pătrat. Arăta să e din x este mai mare egal cu ca 0, oricare ar fi x aparținerului iert. Prima chestiune. Da. Deci să arătăm că e de x mai mare egal ca 0. Mai mare egal ca 0, oricare ar fi x de a. Și la B, calculați, e de 1 supra radical din 2. E de 1 pe radical din 2 egal cu semnul de întrebare. Azi vorbește. Păi avem așa x la a doua minus... Deci lucrăm mai de x, da? Da, e x la a doua minus 4, x plus 4, plus 2 pe lângă x la a doua plus x, minus 2x, minus 2. Da. Plus x la a doua plus 2x, plus 1. Și egal, mai departe, magia. E ca în spate cu x pătrat minus 2x plus 4 plus... Câți de-al de x? Hai să reducem. De-al de x pătrat, câți am? 2. 2 și mai este de x pătrat. 4. Din desfacere și vine 4x pătrat, da? 4x pătrat. În x să reducem termenul. X pătrat. Minus 4x. Și, cu 2. Și aici mai rămâne un minus x. Și un 2. Era minus 2x și plus x face minus x, ori 2 minus 2x, minus 4x, minus 6x, plus 2x, minus 4x. Da, și termen liber. 4 minus 4. Nu înțelegi ce faceți. Ai o altă idee? Da. Zine. Pe a doua putea avea B plus B la a doua, deci îți desfacem, că e perfect. Excelent. Excelent, ea mi-a propus să desfac, dar am desfăcut eu. Eu execut tot ce mi se spune. Deci, Adi, ca să nu muncești așa, iată diferența. Ceva la pătrat, de două ori prima parte, ori a doua, spus a doua la pătrat, se vede foarte bine că asta s-ar fi scris, ca să nu pierdem timp, locul întâi x minus 2, plus locul al doilea x plus 1, tot la pătrat. Care înseamnă 2x, nu? 2x minus 1 tot la pătrat. Și 2x minus 1 tot la pătrat. Nu lăsăm așa. Nu-mi trebuie. Ridică la pătrat, nu? Nu ridică la pătrat. Nu, lăsăm așa. De ce să lăsăm așa? Acolo, la prima țelință, de cerii. Ce s-a arătat? E mai mare ca 0. S-a arătat că indiferent ce x este, ești fericit. Dacă ar fi fost desfășurat, tu trebuia să restrângi. Dacă ar fi dat 4x pătrat, cu de fapt din vânt de aici. 4x pătrat minus 4x plus 1, așa de lumea. Deci dacă mai vedeam și făceam calcul, trebuia plus 1, pe care trebuie să le strângi, ca fiind 2x minus 1 tot la pătrat. Da? Da. Tu l-ai deodată. Deci avantaj, rapid. Asta e mai mare ca 0, mai mare ca 0, oricare ar fi x real. Întrebare. Minim, de e de x egal cu cine și pentru cine se realizează minimul? E pentru x egal cu 1 pe 2. Și cât este valoarea minimă? 0. Fiindcă e tot timpul mai mare ca 0, tot timpul mai mare ca 0, ea devine 0 când x-ul e egal cu 1 pe 2. Deci minim de e de x egal cu 0 pentru x egal cu 1 pe 2. Și fiindcă discuția am dus aici. Te rog, Miruna, să-mi vorbești despre expresia e de x egal cu x pătrat minus x pătrat plus x minus x pătrat plus x minus 1 minus x pătrat plus x minus 1. Da. Și să-mi spui în legătură cu exercițiul ăsta cum pot formula ca să aibă sens. Expresia are un maxim sau un minim? Un maxim. Vorbim de un maxim? Deci când procentul x pătrat este cu minus, vorbim neapărat de maxim. Ar fi fost o greșeală să vorbesc de minimul acestea. Deci minimul există, așa are sens să formulez problema, dacă A-ul este pozitiv. Deci pentru funcția, pentru f de x egal cu ax pătrat,
plus bx plus c. Acolo, dacă a e mai mare ca 0, atunci f de x admite un minim. Și știți ce e minim? Știe cineva care sunt coordonatele minimului în condițiile astea? Adică cât este valoarea minimului și pentru cine se atinge? 0,1. Nu, eu aici, în general, dar ca teorie, o să ne întoarcem și acolo. Mm. Pentru funcția de gradul 2, am spus la K e pozitiv, aici, are rost să vorbesc de un minim. Și minimul are coordonatele, că orice punct din plan are un X și un Y. Cât este X-ul și cât este Y-ul? Nu ne amintim. Nu ne amintim, lăsăm așa. Hai să muncim un pic. Cum făceam astfel de chestii? Log de X înlocuiam cu... Încercați să facem un pătrat perfect. Și de aceea, să se scot pe un factor forțat și vine A pe lângă. X pătrat plus Maria de supra vor X. Că aici nu este A, deci el cu șarmitor când înmulțesc, acum s-a simplificat. Plus C pe A. Și egal cu A de A pe lângă. Și hai să organizăm un pătrat perfect aici. A pe lângă X. În paranteză ne concentrăm. Să formăm un binom. Hai zi, avem X la a doua. Așa. Deci vine prima parte, X la a doua, prima plus parte. 2 ori. Plus de 2 ori, n-am 2 ori. 2 ori X. 2 ori X. Ori B supra. Ori B supra. 2XA. B supra, ca să rămâne B pe A ori X. Azi B 2. Supra 2A. Că 2 cu 2 se simplifică și rămâne X ori B pe A ca și aici. Deci mi-am pus tu, ai 2 l-am pus eu. Da? Da. Am pus eu. Și atunci 2 îl pun și la numitor, ca să se implice pe pătări și rămâne... Mai trebuie și ce-ul ăla. Și plus partea a doua la pătrat. Cel pe ăla îl pune la sfârșit. Ca să fie binom, prima parte la pătrat. De doar prima parte ori a doua. Plus partea a doua la pătrat. Adică B supra 2 la pătrat. Plus B supra 2 la totul la pătrat. Și asta am pus-o eu, recunosc că am pus-o. Minus B supra 2A la pătrat, atunci o scară. Și plus C supra. Da? Hai să pun paranteză că așa. Și egal cu A pe lângă. A pe lângă. Acum, pe ăștia trei, numai bine se strâng. Binom. În varianta binomului și-ar fi că Maria, cât înseamnă? X plus... B supra 2A, X plus B supra 2A la pătrat. Se pune paranteza la dreapta, așa. Ca o era în factor comun, nu la capul altul. Plus... Aici, minus este mai întâi. Deci minus B pătrat supra 4A pătrat. Minus B pătrat supra 4A pătrat. Plus C pe A. Plus C. Supra A. Și egal mai departe cu A pe lângă. X plus B pe 2A. X plus B supra 2A, totul la pătrat. X plus B pe 2A egal totul la pătrat. Și aici se lucrez aici. S-a făcut aceeași numitor. Numitorul comun este cât, Maria? 4A pătrat. Am plific aici, adică Plus 4AC minus B pătrat. Și egal. Voi continua. Egal cu A pe lângă. X plus B pe 2A totul la pătrat. Hai să-ți facem un minus în factor de aici.
4 c minus 2 pătrat, facem o minus în fața linii difracției și va veni cât? B la 2 minus 4 ac. Deci minus linii fracției, B pătrat minus 4 ac. Supra 4 a pătrat. Să fac o notație. Am să notez cu delta. B pătrat minus 4 ac. Deci delta egal cu B pătrat minus 4 ac. Și atunci vine relația. A înmulțit cu... Și desfac paranteza. A pe lângă X plus B pe 2A, totul la pătrat. Minus, loc de B pătrat minus 4 ac. Delta supra 4A. 4A. Că în momentul în care mă se spunea cu 4A pătrat, supra 4A. Iată ce performanță am. F de X l-am organizat. Acele de X mai înainte, dar fiind A pe lângă X plus B supra 2A, A pe X plus B pe 2A la pătrat, minus delta supra 4A. Ei, are rost. Cum este X plus B pe 2A la pătrat? Pozitiv. La pătrat, întotdeauna e mare egal că 0, da? Și cum au e pozitiv, produsul a două numere pozitive este un număr pozitiv. Și din numărul ăsta pozitiv se scade ceva. Dacă se scade ceva, el ce devine? Valoare. Va fi o valoare mai mare. Că din, dacă e mai mult decât... Când este cea mai mică valoare? Cea mai mică valoare este... A... Cea mai mică valoare a lui X plus B la... A lui F de X. Minimum. Care este minimul valorul? Expresie și asta. Minus delta pe 4a. Și se realizează pentru cine? Pentru... X plus B pe 2a egal cu 0. Nu? Cea mai mică este asta și se realizează că asta e 0. Deci, rezultă de aici că min de F de X este egal cu minus delta supra 4a. Minus delta supra 4a. Pentru x egal cu x egal cu minus b pe 2a. Pe x plus b pe 2a egal 0, x egal cu minus b supra 2a. Iată că am descoperit că atunci când au e pozitiv, funcția admite un minim cu x-ul minus b pe 2a, minus b pe 2a, de coordonat minus b pe 2a, și valoarea minimului este minus delta supra 4a. Minus delta supra 4a. Dacă au este negativ, au mai mic ca 0, atunci procedeul este exact ca mai înainte. Okay. Numai că acum am un fi negativ, un număr pozitiv și cu unul negativ la mulțire face un număr negativ și are va veni cu plus. Nu, pardon, tot minus delta pe 4a este, da? Este tot minus delta pe 4a. Și ce se zice? Că nu mai are rost să vorbesc în condițiile astea de un minim, ci de un maxim. Pentru că minus și minus s-adună. Dar atunci nu rămâne decât să adun pe 0. Și dacă, sau să scape de urmă de mine. Și atunci înseamnă că vorbesc de cea mai mare valoare posibilă, minus delta pe 4a. Și în condițiile astea, deci când am un negativ, F admite max de aceleași coordonate. Aceleași coordonate. Tot minus b pe 2a, adică asta fie 0, minus b pe 2a, și respectiv, cine? Minus delta supra 4a. Deci, și într-un caz și în celălalt, coordonatele minimului sau maximului sunt aceeași. Minus b pe 2a și minus delta pe 4a. Și acum, mă întorc. În cazul ieșiților vostru de aici,
Da. Întrebarea mea era așa. Ce admite, minim sau maxim? Minim, maxim. Deci admite un maxim. Deci zice N cum U cum A egal cu minus 1 mai mic ca 0. Da, unde este minus 1 mai mic ca 0. Rezultă Y de X admite, are rost să vorbesc de max, admite max, maxim. Și atunci, max de Y de X, valoarea maximului Y de X, este minus delta asupra 4A. Asta este, nu? Y, minus delta asupra 4A. Și se realizează pentru X egal cu minus B supra 2. În cazul nostru, X-ul cât este? Minus B, care înseamnă minus 1. Da? Minus 1 supra 2a. 2 ori minus 1, minus 2. Da? Supra minus 2 și face cât aici? 1 pe 2. 1 pe 2. N-am vrut decât să vă atrag atenția. Dacă nu faceți, nu rețineți formula, să știți că faceți pătratul perfect, faceți toată povestea acolo, adică faceți exact ce am făcut eu teoretic. Voi ce faceți aici? Faceți un minus în factorul comun? E așa, exact, asta e gradul 2, n-au desfăcut așa, doctor. Ei n-au făcut-o, au făcut mai gradul 1. Dar eu am vorbit despre expresii, dar care i-am vorbit. Noi am vorbit, dar așa s-o desfacă cum a desfăcut-o dumneavoastră, de-aia i-ați pierdut. Ei n-au făcut așa. Eu insist că nu vorbesc de funcție, ci de expresie. Da, dar ca expresie, ca idee, e așa o lucrată, nu? Când îmi am expresie Y de X, egală cu X păr, 3X pătrat, așa, da, plus așa, 5X, da. Minus 7. Da. Și întrebarea era, organizați-o voi așa exact. Fel, încât să vă dați seama dacă e maxim sau dacă corect. E minim. Și atunci scotem un 3 factor da, da, așa, da. 3 pe lângă, da? 3 pe lângă X pătrat. Nu vreau să mă aleg, e bații gradul 2, eu am făcut-o. Am făcut-o. Când zic X-ul nu dă egal cu minus B. M-a făcut-o, dar să... Cum nu am făcut-o? Nu te luați în bații gradul 2? Nu. Păi cum, mă? N-am făcut formă. Păi eu l-am făcut la voi, aici și voi mi-a spus că la clasă faceți ecuația de gradul 2. Când rezolvați ecuația asta. Când factorizam. Factorizam, da. Păi, asta. Dar nu, nu le-au desfăcut-o așa, asta vreau să vă zic, cu A pe lângă X plus B supra 2A la 2A minus delta supra 4A, asta ca formă, ca... Procedură? Da. Ei fac asta, ce am mai exact. Fac eu, o fac concret pentru ei exact. Și tu respectiv. Asta am da? Da. Dar rezolvarea ecuației, dar nu o aveți, a făcut-o, nu știți că zici X1, 2, egal cu... Asta da, da, da. Adică... Ecuația, eu, ce înseamnă ecuația? O să vă spun. Cu delta și cu estimat ecuația de gradul 2? Nu știu, dar tot nu am făcut nimic cu delta. Mi-a calculat și chestia. Hai mă, că ați făcut mai la clasă. Voi mi-ați arătat asta. Deci mi-ați arătat ecuația X pătrat minus 5X plus 6 egal cu 0. Asta ce ați făcut? Unde de-ați? Cum vă rezolvați? Delta egal cu... Păi vezi? Mă zic. Pătrat. Egal cu B la 2 minus 4 la 5. Ia uite. Asta nu ce am făcut profesor, că asta... A, egal cu 1. Spuneați, B, egal cu 1. Asta am făcut aici, de foarte multe ori. După referam la procedura asta pe care ați desfăcut aici, pentru minim și maxim, doar profesor. I-ați pierdut și nu mai vreau să fii atenți. Da, m-a urmărit, am știut ceea ce am făcut eu aici. Eu mă întorc și spun că ceea ce am făcut eu teoretic aici, faceți voi practic. Uitați, aici concret. Ca să faceți treaba asta, scoateți pe 3 în factor forța și ziceți x pătrat plus 5 supra 3 ori x. Nu așa ziceți? Plus, sau minus, vine 7 supra 3 și da mai departe cu. Și acum muncim aici, formăm pătratul perfect. Așa da. Și ziceți 3 pe rând, uite așa am făcut și eu. Exact, exact, cu A și cu Z, da? Exact așa. Pe lângă x pătrat
Și acum n-am 2 ăla. N-am încorporat. Zic plus 2 ori 5 pe 3. Dar l-am pus eu pe de la numărător, am pus și al numitor. Ori 2, X. Și iată cum mi-a apărut de 2 ori prima parte, ori a doua. A doua este asta, 5 pe 6. Și plus 5 pe 6 la pătrat. 6 la pătrat. Minus 5 pe 6 la pătrat. Și ce mai este minus 7 pe 3? Și egal acum mai departe, cu 3 pe lângă. Până aici ce vorbesc? Uitați că ăștia 3 ce vorbesc. Pătrat din nou care? X la 2, X plus 5 pe 6, totul la pătrat. Și atunci am să mă paralizez aici. Minus pe lângă. 25 pe 36. 25 pe 36 și... 7 pe 3. Plus, da? Plus 7 pe 3. 3. Și egal cu 3 pe lângă. X plus 5 pe 6, totul la 2, totul la pătrat. Minus, simplificăm numai 2 cu 12. 25, deci minus 25. 7 ori 12, 84, plus 84, totul pe 36. Și care e următorul? Deci la 3 pe lângă, X plus B, X plus 5 pe 6, totul la pătrat. Și 25 cu minus, cât spunem aici? 109 minus 109 supra 36 ori 3, am mulțit aici, la 12. Și iată, el de X-ul este aranjat sub forma 3 pe lângă X plus 5 pe 6 pe 4. Minus 109 pe 12. Însă eu le-am prezentat suportul teoretic, pentru că cei care rețin treaba asta cu X plus B pe 2 egal cu 0, sunt cei care și pot să dea reghișitul foarte rapid. Pentru că aici este exact așa, x egal cu minus b pe 2a. Minus b, adică 5, supra de 2 ori a, 2 ori 3, 6. X plus 5 pe 6 egal cu 0, de fapt așa cum am spus. Vreți să rețineți? Rețineți, nu, nu e problemă. Dar trebuie să munciți atunci de fiecare dată pentru ieșitul acela, pentru a formula așa forma asta. Forma care este finală este aici. X plus B pe 2 la pătrat, minus, e greu că ăsta pe pătrat nu se poate și ați întâlnit. Da, asta l-am mai reținut. Da, l-am întâlnit la ecuația de grad 2. De fapt, ecuația de grad 2, știți cum este? Chiar asta, de ce? V-ați întrebat o dată, autorul de aici a făcut-o. Când faci asta egal cu 0, că doar așa era egal cu 0, vine A pe lângă X plus B pe 2 la pătrat egal cu delta asupra patua și scoate radicalul acolo din la pătrat și de acolo ajunge la exact formula x egal cu x nu dă egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a.